progresați. În primul rând, aș dori să vă salut cu pacea Domnului. Pentru această seară am pregătit un mic studiu despre rugăciune. Rugăciunea fierbinte care străbate cerul, care ajunge mai sus de acest tavan, care ajunge până la locuința Împăratului Universului. Pentru că rugăciunea este esențială și vitală pentru sufletele noastre. Însuși Domnul Iisus a avut o comuniune neîntreruptă cu Tatăl cât a fost acest pământ. Și dacă Domnul Iisus s-a rugat Tatălui Ceresc, care nu a avut niciun păcat, cu cât, cu atât mai mult, noi care suntem fiii păcătoase, avem nevoie în permanență de rugăciune, de o comuniune neîntreruptă cu Dumnezeul nostru. Amin. La început de toate, vreau să arăt din Scripturi că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Un verset atât de cunoscut de noi creștini, care arată lucrul acesta, se află în Psalmul 65, cu versetul 2. Tu, Dumnezeule, asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. În Psalmul 116, cu versetul 1, psalmistul spune în felul următor. Iubesc pe Domnul, că El aude glasul meu, cererile mele. În Psalmul 99, cu versetul 6, mi se dă exemplu concret a trei oameni credincioși care au făcut rugăciuni și au primit răspuns la ele. Unul dintre ei a fost Aaron, Moise, dintre preoții lui, și Samuel, dintre cei care chemau numele lui. Au chemat pe Domnul și El i-a ascultat. Vă mai dau un singur verset din Psalmul 6, cu versetul 9. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea, zicea din plin de încredere împăratul David. Poate că ați remarcat în versetele citate anterior că acești oameni declara cu fermitate că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunile. Însă mărturisirea oamenilor ar fi zadarnică dacă nu confirmă și Dumnezeu lucrul acesta, și anume că El însuși ascultă rugăciunea. De aceea, de câteva pasaje, vom arăta în tocmai lucrul acesta. Un prim pasaj îl avem în Psalmul 50, cu versetul 15, unde Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni să-L caută. Cheamă-mă în ziua necazului, roagă-te, și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. La fel, în Psalmul 91, cu versetul 15, Dumnezeu vorbește astfel. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. În cartea lui Ieremia, capitolul 33, versetul 3, Domnul vorbește astfel. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști. Avem nenumărate exemple care certifică implicarea lui Dumnezeu în diverse situații sau lucrări care par imposibile pentru om, dar nu la Dumnezeu. În Vechiul Testament, de exemplu, în cele 5 cărți ale lui Moise, avem rugăciuni nenumărate, adresate lui Dumnezeu și apoi soluționate de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de un caz relatat în Exodul, capitolul 16, cu versetele 1-35, când poporul, ieșit din robia egipteană, se afla în pustia Sin și nu avea de mâncare. Dumnezeu soluționează criza prin mana oferită acestor oameni ca hrană timp de 40 de ani. În Noul Testament îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu ascultând rugăciunile celor săraci, nenorociți, bolnavi și rezolvând totodată problemele lor. Am vrut să arăt că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea și o soluționează. Însă numai din punctul acesta începe practic adevărata dezbatere în privința rugăciunii. Și anume, care sunt condițiile impuse de Dumnezeu ca rugăciunile mele și ale dumneavoastră să fie ascultate de El și El să trimită rezolvare pentru ele. Pentru a da răspunsul bun, adevărat, avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu care ne lămurește în problema aceasta. Nu am pretenția că voi epuiza toate condițiile ca rugăciunea să fie ascultată, dar voi lua pe acelea care mi se par mai importante și vitale. Eu cred că rugăciunea este o chestiune de, în primul rând, de relație sau de părtășie cu Dumnezeu. Dacă nu ai o părtășie cu Dumnezeu, nici rugăciune nu pot fi ascultate. Mă refer la cel credincioși. Aduceți-vă aminte când ucenicii cer Domnului Iisus ca să fie învățați să se roage.
Mai precis, un ucenic din rândul celor 12, probabil Petru, ia cuvântul și spune: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan Botezătorul pe ucenicii lui. Extras din Luca, capitolul 11, versetul 1. În versetul 2, Domnul Iisus răspunde cererilor prin rugăciunea Tatăl nostru. Este exact ce v-am spus, că este vorba despre o relație de tată-fiu, o relație de părtășie profundă, reală și adevărată. Deci să concluzionăm. O primă condiție ca rugăciunea noastră să fie bine primită și ascultată este ca relația noastră cu Dumnezeu să fie bună. Adică nimic să nu se interpună între noi și El. Respectiv, păcatul și nelegiuirea. Ascultați ce spune Dumnezeu însuși prin profetul Isaia, la capitolul 59, cu versetul 1 și 2. Nu, mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre ascund fața Lui și îl împiedică să asculte. Desigur că un păcat mare este neascultarea de Dumnezeu și de aceea, prin profetul Zaharia, Dumnezeu mustră poporul în direcția aceasta. Zaharia, capitolul 7, versetul 13. Când El, Dumnezeu, cheamă, ei n-au vrut să asculte. De aceea, nici eu n-am vrut să ascult. Când eu chemat, zice Dumnezeu știilor. Profetul Mica arată și el acest lucru, adică faptul că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor ce săvârșesc rele, adică păcatele. În capitolul 3, versetul 4, el spune astfel: Apoi, strigă către Domnul, dar El nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut faptele rele. Până aici am arătat aspectul negativ, adică ceea ce împiedică ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Dar să vedem ce se întâmplă dacă omul este în părtășie cu Creatorul lui, adică face voia lui. În Psalmul 34, cu versetul 15, ne spune astfel: Ochii Domnului sunt peste cei fără prihan și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Versetul 17. Când strigă cei fără prihan, Domnul Dumnezeu împlinește dorințele, rugăciunile celor ce se tem de El, le aude strigătul și îi scapă. Până aici am arătat în general și nu specific că păcatul ne împiedică să avem o relație cu Domnul, ci implicit în rugăciune nu avem rezultate, dar dacă dorim să fie ascultate rugăciunile noastre, este impetuos necesar să trăim o viață curată, sfântă, cum dorește El de la noi. Acum o să arăt mai în detaliu cum trebuie să-L chemăm și să ne rugăm, în ce poziție spirituală trebuie să ne aflăm ca să fim ascultați. În primul rând, trebuie să, ca să fie primită rugăciunea noastră, trebuie făcută în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că El și numai El ne pune într-o poziție de îndreptățire, de oameni drepți înaintea lui Dumnezeu. Prin credință, prin jertfa sa de la crucea de la Golgota. Citim în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 18. Căci prin El, adică prin Domnul Iisus, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 4, citim: Dacă veți cere ceva în numele Meu, voi face, zicea Domnul Iisus. Am arătat că trebuie să cerem în rugăciunile noastre, în numele Domnului Iisus, datorită faptului că prin El avem intrare liberă la Tatăl. Dar în același timp, ni se cere să rămânem în poruncile Lui. Ioan, capitolul 15, versetul 7. Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dar oare ce înseamnă să rămânem în Domnul Iisus? Tot Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 2, cu versetul 6, ne dă răspunsul. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Dar oare cum intrăm în Domnul Iisus ca să putem rămâne în El? Răspunsul îl dă Pavel în a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă. Cum devenim o creație nouă? Prin credința în Dumnezeu și ce a făcut El pentru noi, din Domnul Iisus. Tot Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 30, ne spune: Și voi, prin El, adică prin Dumnezeu, sunteți în Hristos Iisus. Deci este partea lui Dumnezeu de a ne așeza în Domnul Iisus și este partea noastră de a rămâne prin Duhul Său cel Sfânt în El,
Și atunci rugăciunile noastre, datorită relației corecte care o avem față de Dumnezeu, vor fi ascultate. O altă condiție ca rugăciunile să fie ascultate este ca ele să fie făcute cu credință reală și profundă. În Marcu, capitolul 11, versetul 24, Domnul Iisus spune astfel: De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați primit și îl veți avea. Iacov, în capitolul 1, versetul 6, ne spune: Să cerem cu credință, fără să ne îndoim deloc. Aș mai aminti încă o condiție ajutătoare pentru ca rugăciunea să fie ascultată. Ea este descrisă de Domnul Iisus în pilda judecătorului nedrept. Când văduva aceea insistă și primește rezolvarea la problema ei de la un judecător nedrept, cu cât mai mult vom primi noi răspuns de la Dumnezeu, judecătorul cel drept, dacă stăruim în rugăciune. Altă condiție este ca noi să fim într-o relație corectă cu semenii noștri. În Maleahi, capitolul 2, versetul 13, citim o mustrare adusă evreilor și de atunci și nouă credincioșilor de astăzi. Iată, acum ce mai faceți? Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Chiar nici rugăciunile, am putea spune. Un alt verset în aceeași direcție îl avem la 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8. Vreau, spune Apostolul Pavel, dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice mâinile spre cer, mâini curate, fără mânie și fără îndoieli, fără ceartă. Asta presupune o relație de armonie cu semenii noștri, în mod special cu soțiile noastre, cu copiii noștri și invers. Asta înseamnă că există o unitate care este tot o condiție ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Evanghelia după Matei redă cuvintele Domnului Iisus în capitolul 18, versetul 19. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se îndoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, el le va fi dat de Tatăl meu care este în cer. Altă condiție de bază ca rugăciunea să fie ascultată este ca ea să fie făcută după voia lui Dumnezeu, în conformitate cu cuvântul lui. Citim în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem la el, la Dumnezeu, este că dacă cerem ceva după voia lui, ne va asculta. Să dăm și aici un exemplu de rugăciune după voia lui Dumnezeu. Pavel scrie în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Ca noi să facem rugăciuni și cereri, mijlociri pentru toți oamenii și în versetul 3 concluzionează: Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Versetul 4. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți sau salvați și să vină la cunoștința adevărului. Iată ce îndemn frumos pentru o rugăciune care este desigur pe voia lui Dumnezeu și care va fi ascultată. Apoi o mare condiție ca rugăciunile noastre să fie ascultate o găsim la Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Desigur, în mod specific, prin rugăciune. O să fie, vi se pare banal ce vă spun, dar este adevărat, pentru că și Scriptura confirmă lucrul acesta, și anume, ca să căpătăm ceva de la Dumnezeu, trebuie să ne rugăm. Ascultați ce spune Iacov în capitolul 4, versetul 2. Nu aveți răspuns la rugăciune, pentru că nu cereți. Deci, fraților, Dumnezeu așteaptă de la noi să cerem lucruri mari de la El, fiind convinși că avem de-a face cu un Dumnezeu mare, să-L onorăm cerându-i lucruri mari după voia Lui și folositoare nouă. Apoi, ca să primim răspuns la rugăciunile noastre, să ne îndreptăm căile și faptele în pocăință față de Dumnezeu și să folosim mijloacele spirituale care ne ajută în acest sens. De exemplu, postul și milostenia. În capitolul 58 din Isaia, Dumnezeu pretinde de la poporul Lui să-și pună în rânduială relațiile față de Dumnezeu și față de semeni, în ziua în care ei se hotărăsc să postească, și atunci El promite poporului în versetul 9, așa: Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice: Iată-mă. Am început această meditație afirmând că în domeniul rugăciunii totul ține în mod obligatoriu de o relație de părtășie cu Dumnezeu, care duce apoi la ascultarea rugăciunilor mele și ale dumneavoastră către Dumnezeu. Voi încheia
în aceeași notă cu Psalmul 91, versetul 14 și 15, fiindcă mă iubești, zice Domnul, de aceea, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Domnul să ne asculte rugăciunile făcute în numele Domnului Iisus și într-o relație corectă cu El și El să ne ajute ca să ne dăm seama că și rugăciunea este respirația sufletului nostru și fără ea nu putem trăi.